Mănânc jeleul pentru că sunt o fată independentă. Stai cu mine. Pentru că am succes, dar nu știu cum și începea, nu știu cum. Știi video ăla? Da, eu l-am făcut. O mulțime de gârgăuni vine în momentul ăsta spre mine pentru că toți sunt nervoși pentru că n-am pornit. O mulțime de gârgăuni vine spre mine. Vin. Mulțimea vine, acordul cu mulțimea. Cu ce e acordul, frate? Cu mulțimea sau cu oameni? O mulțime vine. Sună pe mătă. Deci chiar o sun. Deci chiar m-am enervat. Nu, că am luat bacul la română! L-am luat toate în total cu 8,26! Rușine! Până sunăm pe mama să aflăm cât de proști suntem. Hei, măgeo! În acest timp am avut foarte multe activități, am plecat și din țară și din oraș. Am făcut de toate și vreau să vă arăt zilele astea cam tot ce s-a întâmplat. Am rămas în urmă. La nimănui nu-i pasă, ok? Ce vreau să spun important în episodul ăsta și de ce pun un episod imediat după altul, la o zi distanță? Ok, hei, sunt Echila și suntem super aproape de Fantastic Office. Dacă și voi aveți probleme cu memoria cum am eu, dar nu-i bai, că de asta sunt aici. Acum câteva săptămâni v-am challenge-uit să faceți o felicitare nouă și lasă-mă mocio, nouă și inspirată de Paște, sub forma unui mem, gif, video, desen sau ce vreți voi. Orice fel de creație, doar să fie super creativ și să vă înscrieți în challenge-ul Fanta ca să câștigați. Ați fost extrem de creativ, iar acum eu, Broscuță și Shelly, i-am selectat pe 6 dintre voi ca să vină cu noi 2 zile în Fantastic Office. Fantastic Office. Mojo, mă tragi de dregi, să știi că simt. 2 zile în care am lucrat. Ca să înțelegeți cine câștigă. Piciorul drept pe roșu. Și am decis cum o să arate noile doze de Fanta. Am elevat. Exact așa, deci bea apa asta care n-are niciun sens, voiam asta. Uite ce drăguț ar fi, da. O parcuță. Era minunată o parcuță, de pe lucru dinți. Da. Și am mai decis tot ce ține de creație pentru că, as I told you, Fanta chiar ne lasă pe mână. Oh my god, chiar ne lasă pe mână toate lucrurile. Sună stres și a panică. După cum am zis, în weekend am fost la Fantastic Office cu cei 6 câștigători. A fost mai mult decât mă așteptam. E un loc atât de inspirațional, e cuvântul? Spiritual. În ce limba ai vorbit? Mă, de ce sfori fără să dormi? Acum urmează partea interesantă. Nu fiți triști dacă n-ați câștigat, pentru că încă 6 pot intra hard în competiție. Challenge-ul de data asta e tot sub forma unui gif, meme, desen, video sau orice mod de exprimare creativ. Vrem să ne spuneți cum vedeți voi un job care nu există. Bunica voastră probabil nu știa că o să se inventeze jobul de vlogger. Noi când o să fim bunici, probabil nu o să știm că s-a inventat, nu știu, psiholog pentru câini. Chiar trebuie să treci peste gen, Ico. Las-o, las-o, las-o să se ducă. Pentru că mai ai pe mine, da? Nu știu, exemple, un plimbător de pui care să le facă pulpele mai puternice. Poate băieții de la semafor o să aibă nevoie de un preparator de soluție cu care să le parbrizele, ca să nu mai prepare ei. Cum ar fi să ai jobul ăsta? Uite, de exemplu, am făcut și eu asta în 2013. Bine! Du-te la tipul ăsta! Ăla. I-a dat! Și chiar mi-ar fi fost mai ușor dacă mi-ar fi preparat cineva soluția. Enterist? Poate cineva pe viitor o să aibă fobie de tasta Enter. O să aibă nevoie de angajatul ăsta. Gata? Bodyguard de cocalari. Poate vine cineva la un party și cere la DJ Despacito. Sau poate strigă bine boss. Tot așa. Și sunt alte N idei de joburi care nu există. Le așteptăm de la voi, fiți super creativi. Intrați pe primul link din descriere. Dați acolo toate detaliile, tot ce trebuie și câștigați. Că oamenii la Fanta au super, super multe surprize pentru oamenii creativi. Și ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Abonați-vă pentru mai multe săptămâni și ne vedem data viitoare cu un nou episod. Ok, bye!